Jaja, Bajola, Baba! Salutare tuturor! La Viața Bate Filmul, Steve sunt alături de voi. Astăzi vrem să vorbim despre CSI. Da, țineți minte toate serialele alea TV, CSI, New York, Miami, cine știe mai pe unde, da? Mai exact, vorbim despre criminaliști. Nu despre oricare, ci despre cei care s-au dus acolo în otopeni să verifice despre ce e vorba cu piciorul de om jupuit, congelat, care de fapt era de urs, era un urs din ăla mai mic. Sună totuși puțin amuzant, trebuie să recunoaștem, și eu zic că, nu știu acum, nu vreau nici să mă dau prea deștept, dar cred că există oarecare diferențe între o labă de urs și un picior de om. Chiar dacă e congelat și, ca să vorbim așa mai elevat, celulele de pe zona respectivă congelată dădeau să arate a celule de om. Oare numai celulele sau proporții? Acum știu eu, formatul piciorului respectiv. Ei, intrăm prea mult în detalii, așa intră și criminaliștii normal în serialele TV, însă noi vrem să vorbim despre chestia asta. Despre diferența între un picior de om și o labă de urs. Simplu, nu? Păi sigur. Da, este totuși dificil, e asemănare foarte mare. Au ghierile foarte, unghiile foarte lungi. Seamănă cu un picior de om, totuși. De acolo să nu se fac. Se poate face diferență. Oricare om ar putea face. Nu, nu se compare. Laba de oferi care vine cumva, are ideea și linitate, dar eu știu, nu pot îmi da seama. Păi ar trebui să știi și în viața reală, nu? N-aș zice că doar în filme. În filme e tot regizat, una alta chestie. Da, cam doar două. Nu am idei, că mă grăbesc, mă spune. Nu am idei, nu pot să comentez. Criminaliștii. Adică cei de la... Cei, da. Știu, trebuie, ar trebui să știe. Ar trebui să știe că n-a știut sau a încurcat oare, dar ar trebui să știe. Cred că numai în filme. De ce? Dacă nu s-o putut descurca să definească, să... În filme și în viața reală. În filme arată că știu de toate, dar în viața reală știu sau nu? Îmi depinde, știu. Cred că ar fi o prostie. E o prostie în caz dat, dacă nu s-o putut da seama din prima dacă e caz. Pe picior, ori... Au spus că e congelat și de asta. A, și ce n-avea păr pe labă de urs și picior de om. O știi de bombă. Da, asta am auzit-o. Da, asta care spuneți cu piciorul de om, am auzit-o. Celelalte nu le-am mai auzit, celelalte versiuni. Păi înseamnă că au fost niște escroci, eu știu cum, criminali. Deci ne atenți, ne profesionalist. Nu pot să-mi dau seama. Da, asta depinde cum... Și-a împușcat ursul și-a împușcat laba. E o stare de incompetență. Ar trebui oricum de luat măsuri, aș zice. Da. Nu vreau să comentez. După mine, ce să tolerez? Păi ar trebui să-i rup gâtul. Îi rup gâtul, domne, că ăștia ne face pe noi, cum spun, de... O tolerăm, că dacă nu o tolerau, n-ar fi. Ar trebui să facem, dar organele competente care ar trebui să... Păi, mă, și mai deschim de acord, nu? N-avea ce face, mă. Da, aș zice că o afacere. Păi, în primul rând, urșii, după legislație, nu sunt vânați. N-ar fi trebuit vânați. La a doua, cred că cineva ia bani, o mietă, pentru, da, faptul că o vânat. Asta ar fi. S-ar putea întâmpla. S-ar putea întâmpla. Orice se poate întâmpla când e vorba de bani. Orice se poate întâmpla. Categoric, da, că e o afacere. Că, vânatul să face... Mai mult afaceri, adică nu se face legal, da, nu ca un sport, e afaceri, categoric. Depinde, bă, sunt vânători care n-au împușcă, căproare, iepuri, uși, că n-au și momentul. Uși, parcă toamna, toamna și parcă iarna, dar nu se minte pe și în ianuarie, februarie, e la vânat. Și bani? Păi e, dar depinde, bând iepuri. Se pare că soluția... este găsită și nu se găsește doar în cazul televiziunilor care vorbesc despre Elodia, da? O putem și noi găsi până la urmă. Și cred că soluția este, în cazul acesta de pe otopeni,
că ursul, înainte de a fi împușcat și de a fi amputată laba, vorbesc corect, da? A fost la salon. S-a aranjat și nu mai aveai cum să-ți dai seama că e urs. Deci, implicit, nu aveai cum să-ți dai seama că laba respectivă de urs, care de fapt era de urs, ziceai că e de om. Ei, ce poți să faci la salon dacă vrei cu adevărat, da? Se pare că și urșii merg la salon, nu doar doamnele și domnișoarele. Dacă aveți idei de genul acesta, că e o idee bună totuși, să recunoaștem. Păreri, impresii, vă așteptăm pe www.vbf.ro sau SMS-uri la 0744-238-830. Pentru Viața Bate Filmul, Steve. A fost o vreme când casele se făceau după ureche. Dacă natura ținea cu tine, rămâneau în picioare. Gata! Nu te mai lăsa la voia întâmplării. Ai nevoie de un proiect calculat în detaliu care îți va garanta siguranța zilei de mâine. Neoactiv îți oferă servicii de proiectare de la construcții civile și agricole până la construcții industriale. Sună acum pentru super prețuri pentru proiecte, începând de la 1,5 euro pe metru pătrat. Neoactiv. Îți garantăm viitorul! Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744-238-830 sau accesează simplymind.com.